Să redeschidem cuvântul Domnului în cartea Apocalipsa, în capitolul 2. Vom citi începând cu versetul 18 până la versetul 29. Cuvântul Domnului care cuprinde scrisoarea adresată bisericii din Tiatira. Să ascultăm cuvântul. Îngerului bisericii din Tiatira scriei: iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca pară focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Dar ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăcească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea am să le trimit un ecaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia după faptele lui. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate, numai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă invit să vă reașezați. Seara aceasta, atenția noastră se găsește concentrată asupra mesajului pe care Domnul l-a adresat prin intermediul acestei scrisori bisericii din Tiatira. În cartea Apocalipsa, în capitolul 2 și capitolul 3 acestei cărți, se găsesc 7 scrisori pe care Dumnezeu a intenționat să le trimită, inspirându-l pe Apostolul Ioan, care le-a scris, să le trimită către 7 comunități, 7 biserici din tot atâtea orașe din Asia Mică. Prima scrisoare a fost scrisoarea către biserica din Efes. Biserica din Efes am putea o numi biserica fără dragostea din tâi. Scrisoarea a doua a fost adresată bisericii din Smirna, o biserică trecută prin încercări mari, prin persecuții. Această scrisoare poate fi numită scrisoarea către biserica aflată în suferință. A treia scrisoare a fost adresată bisericii din Pergam. Conținutul acestei scrisori, starea spirituală a bisericii, ne face să spunem că mesajul este pentru o biserică în care lucrurile erau amestecate. Pergam a fost biserica amestecului. Între adevăr și minciună, între învățătură sănătoasă și învățătură falsă, biserica amestecului. Seara aceasta avem în atenția noastră mesajul transmis bisericii din Tiatira. Aș vrea, înainte să intrăm în detaliile acestei scrisori și a mesajului transmis bisericii din Tiatira, să subliniez faptul că ceea ce Duhul lui Dumnezeu a avut de spus acestor 7 comunități, 7 biserici, este relevant și pentru bisericile din generația noastră, este relevant pentru toate bisericile creștine din toate veacurile. Acest mesaj surprinde, aceste 7 scrisori surprind 7 stări în care bisericile se pot găsi. Circumstanțe, confruntări, probleme, realități,
stări spirituale în care credincioșii, în care bisericile pot fi surprinse. În această seară, Tiatira sau tolerarea râului. Dacă am putea să caracterizăm, dacă am vrea să caracterizăm în câteva cuvinte starea spirituală a bisericii din Tiatira, acea stare este tolerarea râului. În biserica din Tiatira, râul era tolerat. Păcatul, învățătura falsă erau tolerate. Există această părere populară, cum că Dumnezeu nu respinge pe nimeni, că Dumnezeu primește pe orice om, că El nu dă afară pe nimeni, că El nu judecă pe nimeni. Au apărut chiar teologii care vorbesc despre mântuire universală, despre un Dumnezeu veșnic, iubitor, care nu pedepsește, care nu judecă. În lumina acestei înțelegeri nu există nici iad, nu există nici ziua de apoi a judecății, ci doar o eternă iubire a lui Dumnezeu. Uitându-ne cu atenție în cuvântul lui Dumnezeu, adevărul este altul. Dumnezeu judecă. Dumnezeu cercetează biserica și ia decizii și separă lucrurile și în sânul bisericii sale. Amintiți-vă că Domnul a intrat în templu din Ierusalim în ziua de florii și acolo a pus mâna pe bici și a scos afară pe toți aceia care nu ocupau locurile dorite de ceea ce trebuie să fie casa lui Dumnezeu. Și după ce a restaurat templul, Domnul Iisus a spus: casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi, spunea el acelor oameni, ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Aceste realități se pot repeta și în generațiile noastre. În Tiatira s-a întâmplat. O biserică care s-a înființat în urma lucrării oamenilor lui Dumnezeu și care, la o vreme, a fost coruptă din interior prin învățături false, învățături care au adus amăgire în viețile unor membri acestei biserici și apoi trăire în păcat, ajungându-se într-o situație extrem de gravă, stare care a atras evaluarea lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Dar să intrăm în detalii, în primul rând, orașul Tiatira și biserica din Tiatira. Pentru a înțelege mai bine problemele cu care această comunitate s-a confruntat, este bine să avem câteva cunoștințe, fie ele și generale, despre ce se întâmpla în orașul Tiatira și în biserica din Tiatira. Adevărul e că, în multe feluri, cultura locului, specificul unei comunități, a unui oraș, a unei zone, obiceiurile oamenilor, felul lor de viață, organizarea, frământările locului, religia locului, obiceiurile locului, influențează într-un fel sau altul biserica. Acest adevăr este un adevăr pe care îl surprindem descris în epistolele lui Pavel și pe care îl putem observa și în viața de zi cu zi. Dacă e, de exemplu, să ne uităm la bisericile din părțile Bihorului sau din părțile Satu Mare sau din părțile Sibiului sau din părțile Bucovinei sau ale Banatului, puteți observa particularități în sânul bisericii pe care le veți regăsi și în societatea în care biserica conviețuiește. Obiceiurile locului au legătură și cu viața bisericii. Dacă ar fi să ne facem o analiză, ce fel sau în ce fel obiceiurile și specificul societății sibiene amprentează comunitatea Bisericii Emanuel, ar fi un studiu bun pe care cei mai tineri dintre noi l-ar putea face. Dar să revenim la Tiatira. Acest oraș era situat în Asia Mică, la o distanță de aproximativ 60 de kilometri de orașul Pergam. Nu era un oraș de mărime mare, un oraș de mărime mijlocie, nu era cunoscut neapărat ca centru cultural și nici ca centru militar, însă era un puternic centru comercial. În orașul acesta erau tot felul de manufacturi, de fabricuțe, cum era în vremea aceea, oamenii se ocupau cu comerțul, era un oraș prosper din punctul acesta de vedere,
Și comerțul și manufactura a atras interesul multor oameni. Se călătorea din Tiatira în multe alte locuri. Spre exemplu, o găsim pe o femeie cu numele Lidia, care s-a întors la credință în Efes, unde l-a ascultat pe apostolul Pavel predicând cuvântul, și această femeie cu numele Lidia era vânzătoare de purpură și se trăgea din Tiatira. Un oraș în care comerțul înflorea. Biserica din Tiatira a apărut în mijlocul acestui oraș. Care era problema specificul acelei zone? Comunitățile, meșteșugarii, comercianții, erau organizați în tot felul de bresle profesionale. Problema aceasta am regăsit-o și în biserica din Pergam. Era, de fapt, o problemă oarecum universală în antichitate. Oamenii locului erau organizați în bresle. Dacă ar fi, spre exemplu, să vă duceți în orașul vechi, aici în Sibiu, o să vedeți acolo Târgul Peștelui, Târgul Aurarilor, Târgul Dogarilor și câte. În zona aceea erau campate sau, mă rog, acolo erau concentrate conducerile acestor centre de meseriași din secolele trecute în Sibiu. Ceva în genul s-a întâmplat în Tiatira. S-a întâmplat în Tiatira. Aceste bresle, aceste organizații pe meserii, aveau în ele și o structură care ținea de religie. Zeul protector a respective meserii guverna peste cei care erau în respectiva breslă. Oamenii, când se adunau la oaltă ca să dezbată afaceri, ca să încheie contracte, ca să vândă produsele pe care le aveau să le promoveze, sigur că ei condiționau contractele care se făceau de apartenență la aceste bresle. Și va spune cineva, și care e problema? Care e problema? Problema consta în faptul că aceste organizații meșteșugărești, aceste bresle, erau guvernate de religiile zeităților la care aderau. Erau organizate festivaluri, sărbători, jertfe, sau cel puțin două festivaluri pe an, festivaluri care punea împreună pe membrii acestor organizații, și la acele întâlniri se închinau zeităților, aduceau sacrificii, sărbătoreau, se lăsa cu orgii și cu o mulțime de fapte reprobabile care nu puteau sub nicio formă să fie tolerate de creștini. Membrii acestor organizații, după ce s-au întors la credință, s-au confruntat cu întrebarea: ce facem? Mai rămânem membrii în aceste organizații meșteșugărești? Centre, tot felul de organisme profesionale sau nu? Asta a fost frământarea. Asta a fost problema bisericii din Tiatira. Întrebarea care s-a pus este: ce faci ca creștin dacă întors la Dumnezeu fiind în Tiatira, din mijlocul acestor organizații, ce faci? Continui cum ai fost înainte sau faci o schimbare? Săptămâna viitoare are loc festivalul. La festivalul acesta se aduc jertfe idolești, sunt sacrificate animale pe altarele zeităților păgâne, acolo sunt organizate petreceri, chefuri, beții, acolo sunt vorbe de bajocoră, acolo se trăiește în adulter, se organizează orgii, acolo se trăiește niște păcate mizerabile. Oamenii unesc religia lor cu petreceri și cu orgii și cu trăiri în păcate mizerabile. Te duci? Sigur, creștinii au spus: n-avem ce să căutăm acolo. Și până aici lucrurile sunt simple. Problema s-a complicat prin faptul că tot acolo, la aceste întâlniri, sunt semnate contracte de afaceri. Acolo cunoști oportunități, acolo îți promovezi marfa, acolo cunoști parteneri pentru viitoarele contracte.
De fapt, participarea la afaceri depindea de prezența la aceste festivaluri. Te duci, prosperi. Nu te duci, falimentezi. Ce faci? Cum rezolvi problema? Ca să înțelegem și mai bine dimensiunea acestei probleme, imaginați-vă, vă rog, că un om care are o afacere, o mică afacere, zicem, are o fabrică, în fabrica lui produce băuturi alcoolice. Mai produce și dulceață, și compot, da, și băuturi alcoolice. Și acum omul acela s-a întors la credință. S-a făcut creștin. După ce s-a întors la Dumnezeu, el are în față o întrebare grea. Ce fac cu fabrica? Continui mai departe? M-am botezat în apă, sunt copil al lui Dumnezeu, merg la biserică, renunț la a bea alcool, ferească Dumnezeu să gust, sunt creștin, aleg să trăiesc în cumpătare, în evlavie, în sfințire față de Dumnezeu, dar ce fac cu fabrica? Asta a fost o întrebare. Sau imaginați-vă că fratele de credință are un magazin și în magazinul lui sunt pe raft tot felul de produse. Țigările merg cel mai bine. Magazinul zătesc. M-am întors la Domnul. Ce fac cu țigările de pe raft? Dacă renunț la a comercializa băutura și la a comercializa țigara, din ce mai vând eu pe acolo, nici jumate din cifra de afaceri nu realizez. Ce fac? Ești angajat la o firmă? În firma ta există un timp în care se investește din partea conducerii firmei, este un timp de edificare a relațiilor, a echipei și de două ori pe an, poate de trei ori sau poate o dată, da, se întâmplă, cu colegii ne ducem la cabană. Și acolo, discutând și treburile serviciului și planurile de viitor, acolo bem, mâncăm, ascultăm muzică, dansăm, petrecem. Acolo se lasă noaptea, acolo se încurcă între ei, nu-și mai află nevestele, nu-și mai află bărbații. Acolo, te duci? Dacă nu te duci, nu ești văzut bine. Dacă te duci, te compromiți. Ce faci? Ești elev, a început școala. Tot să treacă luna septembrie că o să se organizeze balul bobocilor. Și tu ești bobocel. Și o să se spună toți la chef. Vine seara, și o sâmbătă, și o să facem o petrecere. Și o să se spună părinților tăi că totul este securizat, că participă și dascălii și că e supravegheat. Și că nu e nicio problemă să participi la o asemenea întâlnire, la un asemenea eveniment care te aduce în proximitatea colegilor tăi, a profesorilor tăi. Te pune nimeni să bei, te pune, ba, e interzis să bei. Da. Soția mea este profesor și ea mi-a spus că e interzis, dar ei nu pot păzi. În țara asta drogurile sunt interzise, dar poliția nu prea poate păzi. Și acolo, la balul bobocilor, sau la banchetul de la sfârșit de an școlar, se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Asta a fost problema în Tiatira. Asta este problema cu care ne putem confrunta. Sigur, am dat câteva exemple. Exemplele sunt de multe feluri. În lumea de afaceri. Sunt întâlniri ale oamenilor de afaceri, conferințe,
Te duci la asemenea întâlniri, la asemenea evenimente, ai oportunitatea să cunoști oameni, să închei contracte, dar ce faci cu mărturia ta creștină? În biserica din Tiatira a existat această problemă. Care a fost soluția propusă de Izabela? Și aici a fost deja compromisul. În Tiatira a fost o femeie, e foarte posibil ca numele real să nu fie Izabela, numele acesta e mai degrabă un ecou al Izabelei din Vechiul Testament, soția lui Ahab, care a învățat pe poporul Israel să urmeze căile idolatriei siriene, a Astartei și a lui Baal. Sub influența ei, sub presiunea ei, preoții, profeții au fost persecutați, fugăriți și în loc au fost aduși preoții lui Baal, Astartei. S-a organizat în însăși templul lui Dumnezeu din Ierusalim, construit pe vremea lui Solomon, asemenea, un asemenea centru de idolatrie păgână. A fost ceva scandalos. A fost ceva scandalos. În Samaria, mă scuzați, nu în Ierusalim, în Samaria s-au întâmplat aceste lucruri. Ei, Izabela, despre care vorbim aici, e un ecou al compromisului promovat de acest personaj care a lăsat urme adânci în istoria poporului Israel, Izabela, soția lui Ahab. Această femeie se numea pe sine profet, era o femeie cu autoritate, era cunoscută în biserică, lași pe Izabela femeia aceea, acest detaliu, femeia aceea, a spus limpede despre ce este vorba. Oamenii au știut despre ce este vorba. Era o femeie cunoscută, un personaj cunoscut. Sunt păreri care spun că această femeie era soția unei dintre liderii bisericii. Există și un manuscris mai vechi care așa se zice: femeia ta, lași pe femeia ta. Îngerului bisericii din Tiatira scriei și apoi acelui înger îi spune: lași pe femeia ta, pe soția ta, Izabela, să facă asta în biserică. Doamne, fi lăudat pentru soțiile slujitorilor în Biserica Emanuel, că-s femei care își văd locul și rostul lor. Și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Și au avut o bună pildă în surorile mai în vârstă ale fraților slujitori din generația trecută. Dar sunt comunități în care doamnele vor să fie și păstori. Și a apărut acest curent, mai ales la carismatici. A apărut acest curent. Soția păstorului trebuie să fie și ea păstoriță. Cu tot respectul. Și eu sunt însurat și îmi iubesc soția. Păstorul e una și soția de păstor e alta. Sunt două lucruri diferite. Și diferite să rămână. Din altă perspectivă, revenind la problema aceasta, acolo în Tiatira, această femeie a venit cu o soluție ingenioasă. Ea a spus ceva în genul: nu trebuie să ne separăm de lume. Noi suntem chemați să rămânem în lume. Nu trebuie să fugim de festivaluri, nu trebuie să fugim de breștile, nu trebuie să fugim de sărbători, de acele întâlniri. Nu, ci trebuie să ne ducem acolo. Și acolo să cunoaștem ce se întâmplă. Nu poți învinge dacă nu cunoști, să cunoști ce se întâmplă. Nu trebuie să te separi de acel anturaj, ci trebuie să rămâi parte a lui, să-l guști, să-l trăiești, să-l înțelegi. Dacă acolo se bea, bea și tu. Dacă acolo se aduc jertfe idolilor, adă-le și tu, că doar noi știm că un idol e zero. Domnul e singurul Dumnezeu. Ce e un idol? Zero. Mare lucru dacă te duci. Ești copilul lui Dumnezeu. Satana nu se atinge de tine. Du-te, te protejează Hristos. Gustă adâncimile satanei. Și apoi, intrând în profunzime, înțelegând ce este acolo, să declară că tu ești al lui Iisus Hristos. Afundă-te. Nu fii antisocial. Nu? Soluție propusă de Izabela. Biruie răul făcând rău.
nu trebuie să te separi. Unii dintre părinți își învață copiii așa, prun cu mame, trebuie să fii antisocial. Te duci la balul bobocilor, mămica îți face rochiță, își cumpără costum. Dar au zis că trebuie să ducem și o doză cu bere. Cumpără, tate. Te duce și cu mașina acolo. Știu că s-a întâmplat asta. Și unii părinți au plătit greu. Copiii lor nu sunt nici acum întorși la Dumnezeu. Nu vă jucați cu asta. Izabela a propus această soluție. Ea a învățat, că așa citim aici în cuvânt, femeia aceea care se zice prorociță, învață și amăgește pe robii mei să se dedea la curzie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Asta a făcut. A fost vorba de compromis. Problema majoră nu e reprezentată de faptul că această femeie a adus această învățătură, nu, asta e problema. Problema reală era reprezentată de faptul că această femeie era tolerată. Era lăsată să facă așa. Ce am împotriva ta este că tu lași ca Izabela, femeia aceea, să învețe, să amăgească pe robii mei. Asta reproșa Dumnezeu. Sigur că sub influența acestei învățături, care propunea compromisul cu lumea, continuarea relațiilor imorale cu lumea, rezultatul a fost coborârea standardelor morale, afectarea purității, a credinței, a sfințirii. Comportamentul curat a fost înlocuit de unul lumesc. Oamenii s-au dedat la curvie. E o trimitere aici la idolatrie. Interpretăm, în primul rând, spiritual, curvie în sensul că a fost părăsită credincioșia față de Dumnezeu și înlocuită cu idolii. Participarea la acele întâlniri era, de fapt, o cădere de la credință. Era idolatrie. Și, desigur, și faptele cărnii sunt implicate aici. Asta a fost rezultatul. Noi trăim vremuri în care învățături false proliferează, modele false de trăire proliferează, și sunt lăsate să-și facă viacul prin adunări. O toleranță excesivă, justificată de indiferență, justificată de frică de oameni, de frica de confruntare, nu e treaba mea, de o ideologie seculară, lasă-l pe fiecare să se exprime, e liber, biserica nu dă afară pe nimeni, nu te băga, lasă-l în pace, nu-ți fă dușmani. Justificări pot fi multe. Pot fi multe. Personal, după fiecare mesaj în care au fost amendate moravuri și învățături, mai ales, m-am ales cu dușmani. Asta e. Și pe cale să mai fac câțiva prin ceea ce urmează să se întâmple. Frații mei, nu mă deranjează și nu doare așa tare când Izabela te persecută. Mă rog, ați înțeles, reprezentanții ei, cum s-o numim vremurile noastre, care, notați vă rog, sunt din interiorul comunității creștine. Nu sunt cetățenii necreștini ai Tiatirei, ci femeia asta era membră în adunare. Nu asta așa de tare ar deranja, cât deranjează faptul că există o parte din frații care îi apără ideologia. Asta deranjează cel mai tare. Și asta doare cel mai tare. Că oameni care cândva l-au iubit pe Iisus Hristos și au avut sufletul curat și o învățătură sănătoasă, curată, au ajuns să treacă de partea ei și să fie deranjați când cuvintele adevărului sunt rostite. Să veghem privința aceasta, stimați frați, să veghem. Țineți minte că în Tiatira lucrurile au ajuns rău de tot în dreptul unora,
Până acolo încât Domnul nostru a zis, voi lovi cu moartea pe copiii ei? Și prin copiii ei înțelegem adepției. Pe ea o voi lovi, o să o arunc bolnavă la pat și celor ce prea curvesc cu ea, adică le împărtășesc ideea, ideile, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi. Și cu aceasta să mergem în ultimul rând în această seară, ne concentrăm atenția asupra intervenției Domnului Iisus într-o asemenea stare de fapt. O biserică în care răul era tolerat, era tolerat de conducătorii bisericii. Îngerului bisericii scrie împotriva acelui conducător, sau mă rog, îngerul bisericii, slujitorul bisericii, a fost transmis mesaj. Frații mei, rugați-vă lui Dumnezeu pentru slujitorii biserici. Rugați-vă lui Dumnezeu. Unii dintre dumneavoastră sunteți membri în Biserica Emanuel, majoritatea. Rugați-vă pentru noi. Dacă sunteți membri în alte adunări, rugați-vă Domnului pentru conducătorii bisericii voastre. Sănătatea spirituală a voastră și a familiilor voastre depinde de învățătura care se dă. Când din față, din atitudinea pe care păstorii o au, învățătura falsă este tolerată, trăirea imorală este tolerată, răul deja e acolo. În scurt timp, praful se alege de asemenea biserică. Istoria multor biserici arată că așa stau lucrurile. Rugați-vă lui Dumnezeu să ne dea îndrăzneală, să ne dea înțelepciune, să ne dea autoritate și mai ales să pună peste noi Duhul ca să deosebim lucrurile. Avem nevoie de asta. Și acum să ne uităm la intervenție, intervenția Domnului Iisus. Cum a intervenit? Cel puțin patru lucruri sunt subliniate aici. În primul rând, Iisus se prezintă pe sine. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu. Niciunei biserici nu i s-a prezentat așa. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Afirmații de forță. Fiul lui Dumnezeu, ochii ca para focului, picioarele sunt ca rama aprinsă. O imagine înfricoșătoare. Ce înseamnă expresia ochii ca para focului? E oare trimitere la mânie, la judecată, la dreptate? Nu e vorba de privirea blândă a mielului, ci ochii ca para focului. Dacă a făcut cel mic o trăznaie și i-a spus, te zic la taică-to. Și l-a spus. Și acum când l-ai spus, tăticul se supără și pune mâna pe nuia. Și se vede din ochii lui tăticul. Crede copilul că îi primește o ciocolată? Dacă s-ar uita spre tine Dumnezeu și ți-ar vorbi așa. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. Știu faptele tale. Să înceapă așa. Iată ce e de observat. În Tiatira, faptele din tâi, dragostea din tâi, credința, slujba, răbdarea, faptele tale din tâi sunt, cele de pe urmă sunt mai multe decât cele din tâi. Notați, vă rog, că Efes n-a reușit aici. Tiatira, da. Dar unde a rezistat Efes? În Efes se spune, urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Ai lucrul acesta bun. În Tiatira n-a fost așa. În Tiatira exista o simpatie față de Izabela și față de învățăturile acestea rele. Se spune mai târziu despre felul în care
Aceștia se lăudau că înțeleg adâncimile satanei, cum le numesc ei, zicea Domnul. Întâi se prezintă Dumnezeu, iar apoi arată că El desparte lucrurile și oamenii le desparte în două. Versetul 19. Știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta, faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi, dar ce am împotriva ta? Este o separare. Versetul 24. Vouă însă tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei. Iată separarea. Și se va cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rănunchii și inima și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Dumnezeu separă. Intervenind în cursul lucrurilor, mersului lucrurilor din viața bisericii din Tiatira, Domnul Iisus se prezintă și subliniază că El a venit să facă separare. El face separare și între noi. Chiar dacă oamenii nu ne cunosc, Domnul face separare. Ne cercetează familiile și știe de ce parte suntem și încotro ne mișcăm. Pentru cei buni, Domnul anunță încurajări și răsplătiri. Nu pun pe voi nicio altă greutate, numai să țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Celui ce va birui celui ce va birui și cel ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Dumnezeu promite răsplată celor care sunt credincioși și în dreptul celor necredincioși, compromiși, falși, este anunțată judecata. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Ce e de observat este că Dumnezeu vorbește în bunătate. I-am dat vreme. Acelei femei care se zice prorociță și care învață și amăgește pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Unei asemenea ființe care și-a făcut o teologie a păcatului. Una e să păcătuiești, alta e să-ți faci o teologie a păcatului. Adică să schimbi învățătura. Să cazi în păcat este un lucru grav. Dar mai grav decât însăși căderea în păcat este să schimbi porunca și să spui că ce ai făcut nu-i păcat. Că altfel învață Dumnezeu. Izabela a făcut asta. Și a făcut o teologie a păcatului. Unii dintre noi sunt ispitiți să-și facă o teologie a păcatului. Și știi când o faci? Când repeți un păcat. Îl tot faci. Prima dată când l-ai făcut, te-ai cutremurat, te-ai speriat. N-ai mai putut dormi noaptea. Ai așteptat să vină peste tine judecata lui Dumnezeu. Ai crezut că se rupe pământul sub tine și te înghite. Și Domnul care a fost bun cu tine, n-a făcut așa. O săptămână pe două te-ai liniștit, ispita a venit, căzut din nou, a doua oară te-ai cutremurat iar, dar nu ca prima dată. Și tot așa, pe vreo 30 de ori, îți pui întrebări dacă nu cumva, ce faci tu e normal. Nu-i păcat. Eu am vorbit cu oameni care au susținut că adulterul nu este păcat. Dacă este justificat de dragoste. Ați văzut cum și-a făcut teologia păcatului? Râu repetat, tăbăcește conștiința, modifică standardele morale, schimbă modul în care percepem legea lui Dumnezeu. Și asta a făcut această femeie. Râu tolerat. Ce frumos e că Domnul a zis, i-am dat vreme să se pocăiască. Cât de bun e Dumnezeu cu noi, slăvit să fie în numele Său. El dă vreme de căință, de îndreptare. I-am dat vreme să se pocăiască.
Și ce e dureros este că această persoană n-a vrut să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască. Întrebarea este, vrei tu să te pocăiești? Izabela n-a vrut. Iată, am să o arunc bolnavă în pat și celor ce prea curvesc cu ea să le trimit un ecaz mare dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima și vă răsplăti fiecăruia după faptele lui. Nu diavolul este împotriva unei asemenea biserici compromise. Domnul Iisus este împotriva ei. Partea încurajatoare este că el dă vreme de pocăință. Dar vremea aceasta trece. Și dacă în vremea îndurării lui Dumnezeu, a harului său, refuzăm îndreptarea, vine judecata. Tot timpul s-a întâmplat așa. Am să o arunc bolnavă la pat. Pedeapsa lui Dumnezeu. Ferice de aceea peste care vine nuiaua lui Dumnezeu, când inima lor învăluită de nelegiuire nu mai vrea să se pocăiască. Poate că Dumnezeu, prin însăși suferință, va face o trezire spirituală. Frații mei, mergând spre încheiere, ce putem învăța noi din pățania acestei biserici? O biserică găsită într-o localitate prosperă, cu un comerț înfloritor, cu manufacturi, cu fabrici, cu bresle, cu organizații, cu sărbători, cu evenimente, cred că numai în Sibiu mai multe. Cu foarte multe provocări. Frații mei, chipul veacului acestuia ne poate influența și pe noi. Grijă la compromis. Începe școala, vegheați asupra copiilor dumneavoastră. Sunt chemat la banchet. Să spui așa, din motive de conștiință, copilul meu nu participă la banchet, domnul dirigente. Din motive de conștiință. Te ataca părinte, e suveran, nu școala. Ți-mi minte asta. Și asta trebuie spus ferm. În relațiile de serviciu, fiți fermi. Nu vă compromiteți. Să nu credeți că dacă renunțați la învățătura creștină și la curăția creștină, veți fi mai respectați. Nu. Vă veți pierde respectul. Vă vor respecta în măsura în care vă păstrați curăție. Duhul lui Dumnezeu vă va da înțelepciune să știți cum să refuzați și până unde. Și el să călăuzească în privința aceasta. Iar dacă se întâmplă comparându-ți starea spirituală prezentă cu alta din alte vremuri, iar acum te surprinzi făcând ceea ce altă dată considerai că este păcat și convins în conștiința ta că ce faci nu e păcat, întreabă-te serios, nu cumva ți-ai făcut o teologie care justifică păcatul modificând legea lui Dumnezeu? Gândește-te la asta. Gândește-te bine la asta. Și Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Nu se începe cu lucruri mari. Se începe cu mai mici. Nu știu dacă neapărat sunt mici. Dar înainte de a ajunge să comiți adulter, poți să începi să bei băutură. Înainte să-ți fugă ochii după nevasta altuia și să nu-ți mai placă de a ta, o să treci pe la bere și pe la vin. Și poate că deja ai trecut. Și pe aceia care se țin deoparte de adâncimile păcatului, râzi, numindu-i spălați pe creier și obtuși la minte. Cam așa te învață teologia păcatului. Trezește-te.
trezește-te, mai ales că ai copii de crescut. Cuvântul acesta este un cuvânt profetic pentru unii dintre voi. Dumnezeu să aibă milă de noi și de copiii noștri. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.